Bună seara, dragii mei pești, bine v-am regăsit pe Aura Scop. Câteva mesaje aproape personale la câteva situații cu care voi vă confruntați, așa cum am spus și la celelalte semne zodiacale, pe baza a ceea ce mi-ați transmis prin mesaje, situații la care am tot spus că o să încerc să răspund. Ele vor fi și aproape personale, dar o să vin cu niște detalii pe pagina comunității, însă până atunci vreau să povestesc puțin despre anumite schimbări, anumite rezolvări și anumite deblocări ale fluxului financiar și al iubirii. O să văd dacă și la voi lucrurile merg către progres și către evoluție, cu ajutorul mesajelor primite prin intermediul pendulului, tijelor de radiestezie, rune, zarul, pandantive și mesaj aproape personalizat cu ajutorul acestui minunat pachet de cărți de oracol pe care pe mine mă ajută foarte mult să răspund la niște întrebări cu subiect și predicat. Mai am acest pachet de cărți de oracol care sigur o să mă ajute să clarific anumite mesaje pe care am să le primesc pe calea intuiției. Înainte de toate am să extrag câteva rune și zaruri, de asemenea câteva pandantive, astfel încât să avem un răspuns cât mai curat posibil în ceea ce privește luna februarie sau începând cu luna februarie. Sigur că este o etalare atemporală, însă, având în vedere că este și o lună nouă în vărsător, se schimbă pe repede înainte foarte multe lucruri. Haideți să vedem cam ce s-a schimbat în cazul vostru. Ok, în primul rând, există niște transformări aici, transformări uriașe în atitudinea unei persoane la care voi vă gândiți în momentul de față. Uite că planul afectiv-relațional s-a detașat așa, instantaneu. Renunțarea la anumite adicții. Sunt persoane care încă cochetează cu alcool, tutun, cafea, anxiolitice, etc. Schimbarea poate să se întâmple de aici. Din acest moment să se schimbe totul. Renunț la asta și în felul acesta redevin ce am fost. Este o persoană care îi pare foarte rău, care îi pare foarte rău de faptul că s-a schimbat sau că viața a schimbat-o. Vorbim aici despre energie masculină. Sigur că etalarea se adresează în egală măsură și domnilor cât și doamnelor, dar în momentul în care simt pregnant o energie, am să povestesc despre acea energie. Ideea este să nu preluați ad litera mesajele, ci să vă poziționați în postura, în ipostaza în care cumva sau cu care cumva rezonați ca energie. Nu contează că sunteți bărbați sau că sunteți femei, contează situația expusă. Aici eu văd că este vorba despre un bărbat cu adicții. Un bărbat căreia i s-a schimbat viața din cauza acestor adicții. Voit, nevoit. Sunt situații în care i s-au întâmplat destul de multe lucruri neplăcute. Sunt situații în care din diverse motive medical a fost afectat. Paralizii. Tot soiul de paralizii, de exemplu. Nu o să insist pe treaba asta, pentru că, din punct de vedere medical, așa cum v-am spus și vă spun de fiecare dată, nu mă introduc pe panta aceasta, că nu o stăpânesc. Dar ca energie, de asta vorbesc despre paralizii, în general despre posibil și boala în sine, dar posibil, sau afecțiunea, posibil și lucruri care i s-au întâmplat de n-am mai putut să vorbească despre asta, știți? Și atunci a necat amarul în alcool, tutun, cafea, mă rog, anxiolitice, tocmai pentru a putea să treacă peste niște situații care l-au lăsat fără vorbe. Posibil să fi pierdut pe cineva drag. Posibil să fi trecut printr-un soi de criză financiară, faliment, de exemplu. Adică lucrurile se duc destul de profund de au continuat către a nu mai putea să scoată o vorbă. Posibil niște afecțiuni medicale în jurul gâtului, dar grele în unele cazuri. Evident, nu se poate potrivi tuturor. Nu vorbesc de, eu știu, doar de tiroidă, ceva, adică mult mai, mă rog, boala cu câ la gât sau ceva de genul.
mă rog, nu se poate potrivi tuturor, am să vă rog chiar insistent să nu luați ad literam aceste mesaje. Dar dacă se potrivesc, înseamnă că vă identifică mai tare și cu această etare. În orice caz, este o situație care l-a schimbat foarte tare pe... sau a schimbat foarte tare, mă rog, această persoană. Și a determinat-o să mănânce sănătos, a determinat-o să facă sport, a determinat-o să devină din ateu credincios, adică niște schimbări din astea la 180 de grade, dat și a renunțat. Toamnă, primăvară sunt anotimpurile cumva pregnante în această etalare pentru zodia voastră, pentru zodia pești. Persoana aceasta apare sau reapare sau vă este destinată. De data aceasta tind să cred că această schimbare va fi oportună pentru voi. Sigur că v-a lăsat cu niște îndoieli și confuzii și probabil a plecat frici, n-a spus de ce, argument contra argument n-a fost cazul. Inima voastră este goală. Dar, Doamne ajută, aveți acest elefanțel cu trompa în sus care spune că există noroc. Norocul este de partea voastră. Se întoarce cumva, se întorc sorții, se întoarce masa jocului. Vești despre faptul că persoana respectivă s-a stabilizat. Este stabilă și a revenit. Nu mai are aceste adicții. Spuneam că revine. Este... o persoană care probabil vă este destinată. Se redeschid opțiunile din acest punct de vedere. Noi etape. Sfârșitul aduce după sine un nou început. Se sfârșește ceva, se sfârșește o etapă. Se sfârșește un necaz. Ce a fost mai greu s-a dus, s-a terminat. Lucrurile se îmbunătățesc sau devin stabile. Știți că este bolnavul acela care trăiește o noapte, 24 de ore, sunt critice. Perioada critică s-a terminat. De acum bolnavul este stabil. Cam așa este și relația aceasta sau la unii pești. Relația devine stabilă, faza critică a trecut sau va trece în curând, iar lucrurile se pun în mișcare. Evoluează, se pun în mișcare. Nu mai zic de călătorii, nu mai zic de drumuri, de întâlniri, de a vă vedea face-to-face. De a vă îmbrățișa, de a vă felicita, de exemplu, a face un pas destul de important. Este un salt uriaș pe care îl face persoana aceasta sau voi, probabil. Mie mi se pare că luptați amândoi. Nu mi se pare că a fost un blocaj sau că, indiferent ce s-a întâmplat între voi, indiferent de situație, indiferent dacă a plecat, indiferent de... mie mi se pare că voi trage și a stras la căruță din totdeauna, doar că persoana respectivă a avut o perioadă în care s-a pierdut pe sine. Important este conștientizarea și că persoana asta a făcut, face și va face ceva pentru a-și reveni, pentru că știe că dacă mai calcă o dată pe bec, îi poate fi fatal. O schimbare uluitoare, o schimbare la 180 de grade, un pas important, o decizie extraordinar de importantă. Se încheie o etapă, începe una cu totul și cu totul nouă. Litera J sau inițiala, W, K și U de asemenea. U, în accepțiunea mea, înseamnă și se întoarce. Revine, face cale întoarsă. Mie mi se pare că cineva a făcut cale întoarsă. Era să o sucească rău de tot, era să o feștelească. Și face cale întoarsă cumva. Divinitatea îi mai dă o șansă. S-ar putea să fie ultima. Ori te schimbi, ori predai bocancii. Iar persoana aceasta, probabil că asta și face și asta și făcut, a conștientizat că mai are o șansă și vrea să profite de ea, vrea să schimbe lucrurile. Și atunci trageți amândoi la această căruță numită viață. Este un slash, nu este o linie verticală. Gata.
bloc, până aici a mers. Deci, nu este nici, cum să vă spun eu, nu este nici orizontal, adică încă mai sunt niște, mai e de muncă până când persoana respectivă își va reveni, dar își va reveni și lucrurile vor merge ușor, ușor către, către vindecare. Avem aici și o uniune, să știți, o uniune cu potențial, fază de uniune, de completare cu potențial. Exact ceea ce spuneam mai devreme. Haideți să vedem ce se întâmplă cu persoana aceasta, să clarificăm un pic ce se întâmplă în viața acestei persoane. Cine este, ce vă este vouă, ce intenții are, la ce se poate gândi. Ce v-am zis? Care e legătură cu medical, vezi? Probleme medicale. De asta zic. Că nu este nimic întâmplător. Este o persoană care va prelua controlul, să știți, cu foarte multă putere, cu foarte multă determinare, să știți. Mie mi se pare că este o persoană care își va reveni sau deja este în curs de revenire, pentru că în doar câteva săptămâni, în orice caz în această primăvară, începând probabil cu luna martie, mai ales dacă este din zodia Gemeni, balanță, vărsător, să își dorească această schimbare și găsește motivația. Dacă încă nu s-a întâmplat ceea ce am spus mai devreme, își găsește această motivație, mai ales dacă sunteți în cuplu, de exemplu, își găsește motivația să reușească să-și depășească temerile, să-și depășească adicțiile, să-și depășească neputințele. Și este determinată. Mie mi se pare că zâmbește, ceea ce este extrem de bine. Sunt probleme din punctul acestei persoane de vedere, probleme de sănătate, din câte se pare, dar știe că nu are unde să fugă, adică unde să te ascunzi. Posibil să primească un diagnostic, un verdict, nu vreau să vă sperii, că nu vorbim din punct de vedere energetic, în ideea în care îi se spune, cum spuneam și mai devreme, nenicule, vezi că nu e ok, hai să îți revii puțin, hai să, că altă cale nu e. Adică n-ai cum să te ferești, ăsta e, trebuie să treci prin asta, dacă vrei să ai o viață drăguță, liniștită și să trăiești. Îi se zgâlție cumva, v-am zis așa, îi se zgâlție barca, dar până la urmă nu mai este încăpățânat, nu mai este încăpățânată, se predă, înțelegeți, și cu suportul, inclusiv suport medical, inclusiv suportul vostru, poate voi sunteți cadre medicale, cine știe, sau vindecători, și ajutați această persoană cu părul spicat, negru spicat, ochii închiși la culoare, și aici, la răzăi trot, gât, s-ar putea să aibă, dar am zis că nu mai știu, am zis la început, să aibă niște, uite că iară simt nevoia să spun acest lucru. Se rezolvă, asta este important. Depresie, de altfel, poate să fie vorba și despre depresie. Decepții, depresie, din punct de vedere emoțional, să fie foarte jos, neechilibrat din punct de vedere emoțional. Dar preia controlul. Se preia controlul și, cu siguranță, lucrurile sunt... se remediază. Ia, văd că energia feminină, văd că este pe punctul de a pleca. Mai are rost să luptă alături de această persoană care practic este servitorul adicțiilor sale? Sau mai am o șansă? Și atunci ghizii spiritual vin și spun că există progres, există evoluție, dacă este susținută persoana respectivă, va trece dincolo de aceste dezechilibre. Poate să fie chiar și membru al familiei, poate să fie chiar și un copil al vostru, mai mare, bineînțeles, matur, după 30 de ani încolo în sus. Poate să fie vorba despre un membru al familiei extinse, deci atenție, aici la pești nu este, sau poate să fiți voi. De ce nu? Energiile se întrepătrund. Deci nu ne referim strict la partenerii voștri. Pot fi, dar pot să fie, bine mersi, și alte energii
din cadrul vostru. Aveți norocul acesta și vești foarte bune care vă întregește inima, vă umple inima de bucurie și de speranță. Cadre medicale, psihologi, vindecători, psihiatri, nutriționiști, de exemplu, sau cei care lucrează pentru a vindeca aceste, aceste persoane. Aveți o reușită, Doamne ajută! O reușită și chiar se precipită, chiar zile, vorba de zile. Berbec, leu, săgetător, acțiune, activitate, foarte multă activitate. Cumva se începe din această primăvară și către vară, deja lucrurile sunt mult, mult spre bine. Se începe în această primăvară, deci încă aveți fular la gât, încă aveți căști, purtați căști din acelea fluffy, așa. S-ar putea, de exemplu, să-și ia câine omul respectiv și asta îl scoate la plimbare, îl scoate în natură, sau este foarte bine dacă ați frecventa plimbările în natură. Își revine, ce să mai, persoana respectivă își revine. Din orice, v-am zis, din orice, prin orice trece. Sunt deschideri, sunt oportunități, sunt reușite aici. Haideți să vedem această reușită. Deci poate să fie din punct de vedere al planului personal, să spunem așa, incluzând și planul iubirii și planul situațiilor personale, adicții de care vorbeam, copil, soț. Haideți să vedem și această reușită. Ia să vedem. Despre ce? Ia uite, o reușită cu reușită. Mă gândeam la ce... Poate luați un examen, măi dragilor. Poate luați un examen. Ia uite, ați două reușite. Reușita asta vine în urma faptului că vă ambiționați. Sunteți așa, vă dintr-o dată vă puneți cu... Luați taurul de coarne ca să reușiți. Posibil să luați un examen. Posibil, indiferent despre ce examen vorbim, posibil să terminați ceva sau să fiți acceptați într-un job, să fiți acceptați într-o anumită școală. Posibil să faceți o mutare foarte interesantă în carieră, o mutare dintr-o relație într-alta, dintr-o casă în alta, dintr-un job în altul, dintr-o țară în alta. Sau cineva vă recunoaște meritele. Sau vi se recunosc în general meritele. Sau vi se dă dreptate într-un conflict. Sau, una peste alta, sunteți din nou în atenția tuturor, sunteți din nou în centrul atenției, ieșiți la lumină. Străluciți sau veți străluci mai mult decât niciodată pentru reușitele voastre. Din nou aveți această secvență de 6, care înseamnă 6-6, progres și evoluție. Știți cum? Sunteți răsplătiți pentru faptul că ați și muncit mult, ați și investit mult, și emoțional, și financiar. Acum este vremea să culegeți roadele. Ați și, v-ați și strofocat pe românește, v-ați și luptat. Este un vis pentru care ați luptat. Visul acela are șanse foarte mari să se împlinească, să ieșiți pe poarta unei instituții și să spuneți Evrica, am reușit. Poate ieșiți din fața unei instanțe de judecată, voi câștigați un proces. Nu se știe. Reușită și câștig, dar este acel câștig care vă determine să strigați Evrica. Luați un examen important. Absolviți o școală. Sau există posibilitatea să faceți o analiză și o să vă iasă extraordinar, spuneți, am reușit. Hai să vedem, mă gândeam aici cu ce ar mai avea legătură această reușită. Nu știu de ce am simțit nevoia. Și din punct de vedere al iubirii.
probabil că are legătură cu ceea ce am spus în începutul etalării, o reușită și vis-a-vis de faptul că o persoană vă ascultă, se schimbă și renunță la acele adicții. De asemenea, o reușită în ceea ce privește un împrumut sau o intrare de bani, astfel încât vă ajută să vă alegeți cu vacanța dorită, cu un lucru personal pe care vi l-ați dorit foarte mult, posibil să intrați în posesia unei mașini, unui lucru pe care voi vi l-ați dorit să-l faceți extraordinar, nu știu, să vă renovați o casă, să plecați într-o vacanță, să vă cumpărați nu știu ce lucru, da, important, mare, nu o pereche de șoșori, ceva important. Un televizor, o chestie, nu știu, v-ați dorit ceva așa foarte mega, un laptop drăguț care vă ajută la serviciu. O reușită în ceea ce privește o deplasare care se va efectua foarte, foarte curând. Iar ceva vă atrage, ceva vă determină să atrageți iubirea în viața dumneavoastră. Posibil pentru cei singuri, peștii singuri. Ceva, prin intermediul a ceva, a cuiva, atrageți iubirea în viața dumneavoastră. Haideți să vedem ce ar fi această, prin ce anume. Cei care nu sunt într-un cuplu. Se deschid drumurile către... Da, și intuiția voastră, să știți că este cea bună. Ori cineva se întoarce în viața voastră, ori există posibilitatea ca iubirea să fi întârziat să apară în viața dumneavoastră, dar revine. Există niște întârzieri, atenție la cele care își doresc o sarcină. Toate șansele să nu apară menstruația, să întârzie și atunci orice întârziere se dovedește a fi benefică, bine cu binecuvântare. Cineva este însărcinată sau veți fi asta în cazul în care vă doriți și vă permite vârsta, dorința, voința, situația maritală, mai știu eu ce. Sau este chiar momentul pentru niște idei noi, să vă puneți în practică ideile. Sau există posibilitatea unui început de relație care avansează foarte repede. De asemenea, cineva s-ar putea să vă spună despre altcineva că vă place. Practic, s-ar putea să faceți cunoștință prin intermediul prietenilor, prin intermediul rețelelor de socializare. Oricum, aflați ceva despre cineva și aflați că cineva, cuiva îi place de voi. Prin câteva mesaje cu ajutorul tijelor de radiestezie, în primul rând aș vrea așa, să întreb dacă există posibilitatea ca persoana din, pe care o cunoașteți și care are probleme de sănătate, care are probleme cu adicțiile, își revine. Este o schimbare extraordinară în viața sa. Își revine, cu siguranță își revine, este dată peste cap în acest moment, dar își revine. Își revine singur sau în timp ce este cu voi cu ajutorul vostru? Își revine singur? Nu își revine singur. Își revine cu ajutorul vostru? Își revine cu ajutorul și cu susținerea voastră. Este cazul să părăsiți această persoană și să vă reorientați? Nu este cazul să părăsiți această persoană. Este o persoană care vă este în destin? Da, primiți vești de la această persoană? Da, în februarie. În februarie. Ok. Are probleme de sănătate? Da, sănătate
emoțională, sănătate, probleme de sănătate, sănătate medicală, probleme de sănătate medicală, probleme de sănătate, deci de medical nu, emoțional, are legătură cu emoțional. Deci adicții. Ia să vedem, să întrebăm dacă are adicții. Are adicții. Deci despre asta este vorba. Acum îmi doresc să știu dacă pe plan material veți avea reușită, plan examene, să spunem așa, reușite examene, da. Recunoaștere publică sau recunoașterea eforturilor voastre. Da. Acum, pentru cei singuri, vreau să știu dacă există posibilitatea unei sarcini. Există posibilitatea unei sarcini? Da, 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 dar ia să vedem, cred că mai trebuie să așteptați un pic o lună, ia să vedem. În luna februarie, rămâneți însărcinate în luna februarie, nu, dar pe aproape, ia să vedem, martie. Să vedem cei sau cele care, acolo unde este cazul. Nu martie. Aprilie. Mai. Ia să vedem dacă în luna mai aveți posibilitatea. Acolo unde este cazul, repet. Mai. În luna mai există posibilitatea să nașteți sau să concepeți un copil. În luna februarie veți cunoaște pe cineva, cei singuri, vă face cunoștință cineva, v-a făcut cunoștință, vă face, nu, în luna februarie nu, în luna martie vă face cineva cunoștință, vă face cineva cunoștință, vă face cineva, auziți de cineva că vă place, deci cunoștința se face prin intermediul la ceva, da, persoane, rețele de socializare. Intrați în posesia unor bani ca să puteți să vă luați ceva ce v-ați dorit foarte mult, o vacanță, un lucru. Da, în luna februarie se întâmplă această intrare de bani. S-a întâmplat deja sau se întâmplă? Martie? Nu martie, deci februarie. Asta de mult continuăm cu februarie, oare... Februarie spre sfârșit, mulțumesc. Spre sfârșit, nu la început. Haideți să vedem acum și câteva întrebări, câteva răspunsuri, nu întrebări. Gândiți-vă la o situație, două, trei. Energia, cum spuneam, este colectivă, de aceea rugămintea mea este să vă focusați exact pe problema respectivă. Pentru că așa pot să vă transmit câteva luni, câteva date, semne zodiacale predominante și răspunsurile pe care toți le așteptăm. Aici avem nu, da, posibil sau revizuiește. Pentru că situația este incertă sau spre binele tău, ar trebui să te gândești de două ori înainte de a lua o decizie, dragii mei peștișori. Ia să vedem cu ce semne zodiacale intrați în contact altele decât cele pe care le-am amintit sau poate le confirmăm. Aici sunt și niște luni, să spunem așa, importante pe parcursul acestui an. Este posibil, foarte, foarte posibil, imediat o să vă spun și ce anume, este posibil să se întâmple conform așteptărilor voastre în luna mai, jumătatea lunii mai, începutul lunii iunie, ca marjă. Semnele zodiacale predominante fiind Capricorn, Taur, Berbec, Gemeni, Balanță, Vărsător. Semnele zodiacale cu care ați putea intra în contact în această perioadă pe care am menționat-o. Totul este posibil în zilele de Miercuri și Joi, în aceste luni, în acest interval pe care l-am amintit. Este posibil o iubire pe neașteptate, pe nepregătite sau vă reîndrăgostiți de
aceeași persoană, să spunem așa, este posibil spre finalul toamnei. În luna noiembrie, de exemplu, luna extrem de importantă, focusată pe... Nu focusată. O lună care... În care se, există foarte multă iubire, activitate emoțională, iubire neașteptată, dragoste la prima vedere. Scorpion rac cu scorpion rac pești. Sau dragoste asta pentru pe neașteptate, neprevăzută pentru voi. Este posibil să vă îndrăgostiți într-o zi de duminică. Inițiale H, J, I, K, G, F, M, N, A, B și Z. Săgetător de asemenea. Sau este posibil să dați naștere atunci. Aprilie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Martie. Că vorbeam de sarcini. Dacă există o sarcină în martie, în noiembrie există naștere. Sau, dacă vă puneți în aplicare ideile pe care le aveți acum, găsiți resursele necesare, probabil că în luna noiembrie sau în jurul acestei luni, demarați un proiect, vă deschideți o farmacie, vă deschideți un salon de ce vreți voi, vă deschideți un magazin, vă deschideți o afacere pe cont propriu, începeți o afacere extra pe lângă ceea ce faceți voi, sau o activitate extra, nu poate să fie mai afacere. Cursuri de dans, de balet, de pescuit, de dezvoltare personală. Să spunem așa, dați naștere unei idei. Sau puneți atunci în practică. Sau tăiați panglica unei unui magazin, nu știu. Sau vă angajați atunci, începe să căutați de acum, de prin martie, aprilie, mai, începe să vă concentrați, să depuneți CV-uri, astfel încât atunci chiar să începeți o activitate pe termen lung. Sunt foarte multe activități pe termen lung la voi. Un mesaj aproape personal. Pentru pești. Gândiți-vă la o situație și haideți să vedem ce răspuns aveți. Este un mesaj pe care nu o să-l interpretez. Exact așa cum am spus și la celelalte semne zodiacale. Sunt convinsă că veți ști despre ce vorbesc minunații ghizi spirituali. Ca să reușești, bazează-te pe intuiție și încearcă să nu te încrâncenezi, încearcă să nu te pui contra curentului, dă-ți voie, dă timp timpului, pentru că urmează o foarte mare și importantă și uriașă schimbare fericită. Dacă ai încredere, dacă este conform planului divin și ești convinsă sau convins de chestiunea aceasta, se va împlini mult mai repede decât preconizezi tu, dragul meu pește sau draga mea din zodia peștilor. Cam atât, dragii mei, dragile mele, vă doresc să aveți în continuare o lună februarie specială, vă doresc să aveți parte de sănătate, de multe, multe bucurii, realizări, împliniri, pentru că Universul nu rămâne niciodată dator. Vă pup, vă iubesc, toate cele bune. Pa, pa!